alimentația energizantă pentru zile productive. Cine vrea zile productive? Așa, ceva, chiar la început. Okay. Deci exact aia era senzația că sunt pe o linie de cale ferată sau ceva. După care s-a liniștit, s-a făcut liniște. Uleiuri vegetale și un ulei esențial. De ce m-am gândit la produsul ăsta? Pentru că este foarte potrivit pentru sezonul acesta. Atenția merge în exterior, scade când apare o tensiune, scade când apare o întrebare. Fiecare dintre voi o listă și o poveste și veți avea, după ce citiți, în mod individual o alegere, o opțiune. Citiți povestea cu atenție, în mod individual, după care aveți în prima coloană, puneți opțiunile voastre individuale. A mai făcut cineva? A mai avut experiență legată de Tai Chi? Ne raportăm la mișcare, dar nu numai, la pată de respirație, la postură corectă și dacă perseverăm în practica aceasta, excelența duce până la o meditație în mișcare. Cam așa se mai numește această disciplină, o meditație în mișcare. Ce înseamnă proteine? 1,1-1,2 grame. Carbohidrații pot oscila între 2 grame de carbohidrat pe kilogram corp și pot urca până la 4-5 grame de carbohidrat pe kilogram corp, iar lipidele ar trebui să oscileze undeva între 0,5 și 1,1-1,2.
principiile și practicile de sănătate și vitalitate. Avem trei principii de bază: alimentație, sport și odihnă. Facem o discuție intermediară ca să vă ajute în tot haosul care s-a creat, unde sunt eu, unde mă așez. Care dintre voi crede că știe cam care este modalitatea în care aveți nevoie să vă așezați?